Înălțarea Sfintei Cruci este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. Sfânta Cruce a fost găsită din porunca Sfintei Împărătese Elena. Pe Golgota au fost găsite trei cruci. Pentru a afla care este lemnul sfânt, cele trei cruci au fost atinse de trupul neînsuflețit al unei femei. Când a atins lemnul sfânt, femeia a înviat. Credincioșii ortodoxi din Mușcel au participat astăzi la Sfânta Liturghie închinată acestei mari sărbători. În credința populară, astăzi se sfârșește vara și începe toamna. Semnul nostru al creștinilor este și semn care ne arată prin cele două laturi, verticala și orizontala, pe cine trebuie să iubim. Sintetizează poruncile lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată virtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci crucea ne arată pe cine să iubim. Semnul acesta trebuie să fie pretutindeni cu noi. Să ne însemnăm tot trupul nostru și în întregime și în parte. Crucea este unul dintre cele mai importante simboluri creștine, fiind menționată ca semn al Fiului Omului. Sinodul al VII-lea ecumenic a stabilit definitiv ca modul de cinstire al Sfintei Cruci să fie asemenea cu cel al Sfintelor Icoane, ea reprezentând semnul distinctiv al creștinilor. Ziua de 14 septembrie este zi de post și rugăciune, zi în care ne amintim de patimile prin care a trecut Mântuitorul Iisus Hristos.